pe de o parte ACL-ul, care Alianța Creștin Liberală, care s-a manifestat în mod clar împotrivă, împreună cu, evident, nici nu mă așteptam să fie altfel, cunoscuta doamnă Udrea, susținătoarea înfocată a președintelui. Acum se dovedește că și domnul Iohannis îi calcă pe urme cu multă demnitate și bățășenie. Și de cealaltă parte, PSD-ul, care alături de colegii mei din PRL și-a manifestat fără echivoc atitudinea în ceea ce înseamnă regimul politic al domnului Băsescu. Sigur că la PSD, în momentul de față, din câte am înțeles, urmează să facă o discuție, o analiză, au o serie de considerente de ordin tactic, se gândesc unii dacă ar fi bine, dacă e momentul potrivit, dacă merită pe ultima perioadă de mandat, dacă nu cumva lucrul acesta i-ar servi lui Băsescu. Sunt o serie de considerente pe care le-am avut și eu în vedere când am decis suspendarea, însă eu am plecat de la principii și nu de la considerente de ordin politic. Eu cred că într-un astfel de demers nu fac calculul ce câștig și ce pierd. Așa cum am arătat și în trecut, nu mă interesează ceea ce pierd, cred că trebuie făcut ceea ce este corect. Iar în cazul de față, principiul respectării Constituției și a legilor mi se pare că trebuie pus mai presus de orice alt considerent politic. Prin urmare, lista de semnături rămâne deschisă și dacă colegii de la PSD consideră că altul ar fi mai potrivit ca moment al suspendării, nu turul 1, poate turul 2 sau în sfârșit, lista rămâne deschisă și aștept cu toată bucuria să-și pună semnăturile să putem demara procedura de suspendare.